Bună, bună! Suntem în Siena. Am venit într-un nou oraș. De fapt, asta a fost planul când am decis să facem o vacanță în Italia. Am vrut să vedem câteva orașe noi. Bineînțeles că toate drumurile duc la Roma și nu puteam să nu mergem din nou la Roma. Dar am ales încă două orașe și unul dintre ele este Siena. Poate o alegere neobișnuită, că nu e așa de populară ca și marile orașe. Dar știm că este în inima regiunii Toscana, adică regiunea Siena, cu capitala în Siena. Provincia, da. Provincia de Siena cu capitala în Siena și avem meleagurile Toscanei. Toată lumea știe că cel mai bun vin, cea mai bună mâncare, totul se găsește aici. E un oraș medieval care ne aduce aminte foarte mult de Edinburgh în Scoția. Frumos, foarte bine pus la punct, foarte întreținut, foarte curat, cu accent pe curat. Străzile sunt impecabile, oriunde poți să așezi pe jos. Și oamenii chiar stau, peste tot, da, stau pe jos. Un oraș foarte înalt, dacă te uiți la cât de înguste străzile, cu străduțe foarte înguste, cu culoare printre ele, printre construcții, cu diferite stiluri, medievalul persistă, dar combinat, sunt îmbinate. Și cu clasic și cu gotic, italian gotic. Puțin o să vedeți că mergem la catedrala Duomo de Siena, catedrala principală din Siena, și acolo e o combinație de gotic italianesc cu medieval, cu clasic. E foarte, foarte frumos. Și cu o istorie foarte vastă, în special la ceea ce avem noi în spate acolo. Suntem un pic necăjiți, sincer. Eu m-am necăjit în dimineața asta, am venit aranjat, am zis să-mi fac o poză în piața centrală și că încolo țeapă, că e închisă. Aseară ne-am bucurat în schimb de piață, am lenevit în ea câteva ore. Toată lumea stătea așezată pe jos, admira cerul și rândunelele. Am făcut ceea ce fac localnicii. Și rândunelele care chițeiau în continuu. Și dimineață, surpriză. Că e închisă. O să vă inserăm și câteva imagini de seară. Am fost și la un restaurant foarte fain, chiar în spate la zona asta centrală. A fost interesantă experiența. Foarte diferită mâncarea față de Roma, dar delicioasă. Mult mai accesibilă Siena decât Roma la prețuri. Mult mai accesibilă. La Roma la mai trebuie cazare, să pui câteva mâncare, 10 de euro. La mâncare. Da. De la cazare, la mâncare, la toate cele. Sunt mult mai accesibile. Mult mai accesibile. Acum de precizat cu motivul pentru care e piața închisă. Hai cum aveți 10 minute, hai să coborăm jos și să vedeți care e problema. Ce se pregătește în Siena în clipa aceasta. Suntem în piața medievală. Avem Torre di Mangia. De ce se numește Torre di Mangia? Pentru că se zice că a mâncat foarte mulți bani. Asta ne-a spus localnicii aseară. Și a fost un tur mai mult o idee nebunească a creatorilor, a arhitecților, de a-l face cel mai înalt și în perioada respectivă a fost cel mai înalt tur din Italia chiar. Dar pe noi ne interesează ce se întâmplă în piață. În piață, în clipa asta, avem bob cutter, avem excavatoare, avem camioane cu nisip și asta pentru că se pregătește un mare concurs. Aici, anual, se țin în două dăți diferite, un concurs de cai. Și e un concurs specific pentru zona Sienei. Oamenii vor fi pe margini, în tribunele astea așa, și în mijloc vor fi oameni de asemenea. Iar pe margine s-a creat un culoar de nisip în care vor alerga călăreții cu cai și se vor concura. Far away, though you're close. Where's your mind at? I wanna know. Avem un vecin care are un cățel și urlă cățelul. Am ajuns într-un nou Airbnb, după cum vă spuneam, și aici avem bucătăria. Stați așa. Avem mașină de spălat, ceea ce ne cântă foarte tare și am găsit acolo detergent pentru haine, pentru că am vrea să ne spălăm hainele, e foarte cald afară și tot schimbăm pe ele și am vrea să le spălăm așa că o căzut la țanc. Eu nici n-am fost atentă că o să avem mașină de spălat în Airbnb, dar uite că avem noroc.
frigider, internet, o măsuță, geamurile pe care nu prea le deschidem pentru că văd că locația asta nu are aer condiționat, așa că o să le ținem așa trase, să păstrăm cât se poate temperatura ok. Un dormitor foarte, foarte mare, pat, dulap, două fotolii și da, asta este apartamentul pe Airbnb. Nu mai știu exact cât am dat pentru două nopți, dar o să vă scriu undeva aici pentru curiozitate și informații. Noi l-am rezervat, sincer, cam cu o săptămână și jumătate înainte să venim, adică cam în ultimul moment. Poate dacă rezervați din timp și nu chiar în sezon, găsiți și mai ieftin, da? Acum în sezon și așa luat pe ultima 100 de metri, cam cât vedeți aici a fost. De Siena am auzit de la Ionuț, el mi-a arătat o poză cu piața centrală, dar mai apoi eu cumva am uitat de orașul ăsta. Dar am citit un articol cu top 20 cele mai frumoase orașe din Italia și Siena era unul dintre ele. Pentru cât e de diferit, pentru aerul ăsta medieval, pentru cât e de pitoresc, în același timp e urcat pe un deal. Și a zis, hei, ce-ar fi dacă mergem la Siena? Și combinăm cu celălalt oraș pe care o să vedeți după unde mergem și stăm două nopți aici. Și până acum mi se pare cea mai tare alegere. Mi-a întrecut așteptările 100%, că aveam așteptări că o să fie frumos, dar nu atât de frumos. Noi am ajuns aici seara și aseară erau toate închise, mai puțin restaurantele și pizzeriile, gelateriile. Dar acum dimineața vedem frumusețea, realitatea a locului. Oana e uimită și eu la fel. Nu mai știu unde să mă uit, pe sus, pe jos, la dreapta, la stânga, buticurile sunt adorabile. Majoritatea sunt aranjate atât de cochet. Am și filmat câteva pentru că te atrag cu totul, te atrag înăuntru. Zic, luați-mi banii! Ține cardul, dăm tot! Piele proaspătă de Siena, produse din ceramică, făcute local. Da, am pus ochii pe o cană, trebuie să ne întoarcem să văd care-i treaba. Da, trebuie să ne întoarcem. Poate data viitoare ne întoarcem. Nu. O să facem alt drum ca să ne întoarcem aici. Domnul, uite încolo. Sincer, e un pic mai aranjată Siena decât Roma, în sensul că au mult mai multe semne din astea. Au mult mai multe semne de circulație pentru punctele turistice, pentru oameni și cam la fiecare colț. Roma are câteva, dar nu suficiente. Trebuie să stai cu Google Maps în mână ca să înțelegi pe unde ești. Aici, uite, ne mergem spre bisericuță și încolo. Domo. La catedrala din Siena are aproximativ 800 de ani, dacă vă vine să credeți. Zice că nu e terminată, e cea mai mare biserică neterminată din lume, din câte am citit eu. Foarte frumoasă. Așa cum vă ziceam mai devreme, e o combinație de stiluri. Avem, bineînțeles, se vede în toate detaliile alea extreme și așa un pic întunecate, avem goticul italienesc, romanesc, care nu se, să nu se confunde cu românesc, e romanesc, e cu totul altceva. Avem și un pic de clasic,
E foarte frumoasă, splendidă. Trebuie să stai câteva minute bune. Noi aseară am stat chiar în fața ei acolo pe o băncuță și ne-am uitat la ea câteva minute, pentru că trebuie să aprofundezi un pic toate detaliile clădirii. Fațada e cea mai deosebită și acum o să vedem și în interior. Să o vezi în interior costă 9 euro de persoană. Cam scumpișor pentru o biserică, dar să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Din câte am înțeles eu, au lucrat mai mulți arhitecți la ea. Unul dintre ei de menționat foarte popular, care a făcut lanterna domului, ne calcă mașina, care a făcut lanterna domului, este Bernini, celebrul Bernini, care are 10 de lucrări în Roma. Sunt foarte curioasă să văd, pentru că e unul dintre favoriții mei așa în baroc. Și mergem să o vizităm. De precizat că mai puteți să plătiți încă 8 dolari, cred, nu, 19 dolari vine în total, dacă vreți să vedeți și muzeele de lângă. Noi am optat să nu, pentru că avem un timp scurt în Siena și văzând Vaticanul, nu cred că ne poate surprinde atât de mult, dar cu siguranță sunt frumoase și alea, dacă vă interesează. Nici n-am vorbit până acum prea mult, pentru că am fost un pic fascinați și un pic copleșiți de toate detaliile dinăuntru. E foarte diferită față de celelalte biserici din Italia în care am intrat. Cred că observați și voi lucrul ăsta, mai ales dacă ne urmăriți de an din 2019, când am filmat o grămadă de biserici. Asta e pe departe cea mai deosebită. Domul a fost făcut de Nicola Pisano, de arhitectul Nicola Pisano, care l-a conceput după sketches, după niște desene care au fost făcute de băiatul lui. Lanterna din vârful domului este de Bernini, feblețea mea Bernini, îmi plac foarte mult lucrările lui, și vedem foarte multe desene pe podea, ceea ce nu cred că am mai văzut în vreo biserică. Sunt încercuite, n-ai voie să calci pe ele, sunt foarte protejate. În general vedem multe picturi sus, pe tavan. Aici tavanul are un model de stele, un model cu stele, dar cam atât, celestru. În schimb, parcă picturile de pe pereți s-au mutat în podea și avem toate mozaicurile astea deosebite și protejate foarte bine. Ce mai adăugat sunt acești stâlpi, care sunt cu alb și cu negru și, din câte am citit, reprezintă stema, culorile stemei Siena. De asta vedem atâta alb și negru, atâta din cărcătură. Și da, cam asta e așa, pe scurt, câteva lucruri interesante. Naționalism, da. Despre Catedrala Siena. Intrând aici, intervin și eu, mi se părea că suntem pe o tablă de șah. Un pic, da. Și podeaua, uite aici. Pătratele. Ca la șac. Dați seama, suntem într-o clădire care are 800 de ani. 800 de ani. Prin câte a trecut clădirea asta și dacă pereții ar vorbi, oare ce ne-ar spune? Asta mă întreb tot timpul. Mi se pare emoționant. Deși, na, sunt materiale, nu au nicio energie, nu pot să vorbească, nu ne comunică nimic, dar așa gândindu-te, oare dacă biserica asta ar vorbi, ce ar spune după 800 de ani de viață? De la partea de aranjamente pentru terenul de alergare pentru cai au terminat munca
se pare că ne-au lăsat din nou să avem acces în zona asta și se, cred că nu au cum să închidă până, la, până în ziua concursului, pentru că aici sunt și terasele tratoriilor, a osteriilor. Și îmi place că ce au pus jos a fost un nisip care a devenit așa ca betonul cumva, dar în același timp la copita calului o să își dea drumul, o să se moaie din nou. S-au cimentificat. Da, nu știu dacă nu au folosit o apă, ceva apă, ca să-l finiseze în felul ăsta, să-l băducească. Veniți în Siena, intrați în toate magazinele, sunt unice. Sunt unice și ce ne place foarte mult, că sunt deținute sau cel puțin vânzătorii localnici. Sunt localnici. Nu sunt oameni veniți să facă un profit, o bișniță. Asta e interesant la Siena. Pentru că în alte locuri o să vezi tot felul de genți, dar le găsești, aceleași genți le găsești în 20 de magazine. Toți vând gențele respective. Făcute în Italia, în da. China adică. Da. Foarte, foarte cald afară, avem 31 de grade. La umbră e ceva mai ok, ca adie puțin vântul, dar la soare, după vreo 15 minute de stat, așa 10-15 minute, deja simți capul că ți se împărpântă. Am prins o vreme bună, totuși, putea să fie mai cald de atât. Suntem pe o stradă care ține clipa asta cu echipa Unicorn. Nu știm exact ce vrea să fie. O să ne informăm și vă spunem mai multe. Am fost pe o alta care avea ca și stemă un pește cu gura deschisă, pare. Toți sunt așa mitologici, da, nu sunt realistici. Parcă vine din Grecia antică. Așa. Și am înțeles că sunt, nu știu, sunt mai multe grupe de călăreți și fiecare reprezintă o echipă, regiune. O regiune. You know I'll do anything for you, baby. Cause you're the one, the one I want. I'm driving in the moonlight. I am looking for signs tonight. I'm driving in the moonlight. Am urcat la ceva cetate, cetățuie, oricum suntem la înălțime. O fortăreață, mai exact. Fortăreață, așa. Ca să filmăm puțin Siena, de sus. Am mâncat bine și am zis că ne face bine să ne mișcăm puțin. Un pic de mișcare, da. Înainte de a merge înapoi la cazare și să ne întindem pentru o oră. În Italia nu cred că poți să mergi la un restaurant și să nu mănânci bine. Nu știu, da. Delicios. Da. Foarte frumoasă Siena de sus. Se vede interesant cu toată cărămida pe care eu o folosesc. Foarte diferit față de Roma. Și tot orașul e așa monocrom. E aceeași culoare la cărămidă. Da. Se menține stilul medieval și pe exterior, mm-hmm, ca și în interior. Dar dacă ieșim în afara cetății medievale, atunci, da, construcțiile sunt diferite. Seamănă, mai noi. Seamănă Italia, normală. Ia priviți ce deschidere, ce panoramă, ce superbitate avem aici. Toscana în tâlpi. Wow! Dealurile Toscanei, unde ce și unde câte o fermă în depărtare, construcțiile noi, probabil că e în afara Sienei acolo. Splendid, acolo se vede centru istoric. Zidurile cetății, a fortăreței mai exact, așa se și numește, Fortaleța, ceva de genul. Forteța. Viva! Vivi forte, adică să trăiești la superlativ, la maxim,
doar că e încadrat între forteța, Vivi, forteța. Deci fortăreață. Da. I just wanna see you strike cars. You are everything I need, love. I'm driving in the moonlight. Are you looking for signs? 'Cause you're the one, the one, no one. Yeah, you're the one, the one, no love. All this fuzzing and fighting just drives me crazy. But you know I'll do anything for you, baby. Am ieșit din cameră. Iarăși ne-am ascuns un pic de căldură. Suntem ca lilieci. Ieșim dimineața, nu foarte devreme, dar ideea e că seara se lasă până târziu. Da. Când e soarele mai tare, ne băgăm un pic în casă și ne odihnim. Mergem să vânăm o înghețată. Bun, avem o recomandare de ieri, dar să vedem dacă sare alta mai interesantă pe drum. Nu e nicio problemă, dar vrem să mâncăm o gelată bună. Așa, eu nu cred că vrea iarăși trei gusturi, eu cred că data asta o să iau două, că ultima dată m-am cam chinuit. Pe aici? Da. După cum vă ziceam, sunt o grămadă de magazine, de buticuri, care și mai care, unele cu branduri cunoscute, altele afaceri locale. Ghiți în sec că nu rămâi la cursele de cai, a? Era interesant să le prindem. Dați amore, uite, altă gelaterie. Da, ar fi fost foarte frumos să rămânem aici încă vreo 4 zile, cred. Nu, chiar mai mult. Sau să fie planificat să ajungem fix în ziua aia. Era foarte tare. Ne surprindea, cu siguranță ne surprindea prețurile din perioada respectivă și nu înțelegeam de ce și ziceam, da. Erau exagerate. Dar acum că am văzut locația... Știm pe viitor dacă... Știm pe viitor și știm sigur dacă prețurile sunt mari, de ce sunt mari. Ne uităm să vedem când e setat paliu. Ieri am fost la un restaurant și am întrebat de gelaterie și ne-a recomandat două. Și tot ieri am încercat-o pe prima recomandare și acum încercăm a doua recomandare. Gelateria Nice sau Nice în engleză. Il gelato più buono a artigianale. Încep să înveți să citești în italiană. Nu mai e mult până când o să și vorbești italian. Da. Deci avem înghețată de iaurt, iogurt. Aroma din mijloc este aroma lor proprie, ceva fructe de bosco și ceva stracciatella. Și ăsta la altul nici nu mai știu ce am ales. Pesca, nu știu ce e. Pere. Pere? Acum să vă zic și o înghețată normală. Pinguin, mai repede. Fistic, biscotti și pinguin. Am ajuns în piața centrală și după cum vedeți, toată lumea se relaxează, nu prea există reguli, lumea stă pe jos, niciun stres, copiii aleargă. Singurul lucru care e puțin ciudat și ne confuzează pe amândoi sunt rândunelele astea care urlă și zboară într-un mod atât de alert. Și am încercat să căutăm pe net și să vedem care e motivul. Unii ziceau că poate au cuiburi în clădirea asta, în găurile clădirii. Dar nu știu ce să zic. Dar așa au fost și aseară, așa e și în seara asta. Rândunica de Siena se manifestă foarte gălăgios. Dimineața la ora 6 te trezește, dacă dormi cu geamul deschis, aproape că îți bate în geam. Iar dacă îl închizi, o să auzi porumbei oricum, care mai bat din aripi. Sunt mai gălăgioși decât rândunelele. Dar în rest, dispar. După ora 9:30 se duc la treaba lor și reapar seara. You don't know of love.
Asta e strada peștelui. E simbolul unei echipe care va concura la corida asta, corida de cai, zicem. Și fiecare stradă are câte o culoare. În cazul ăsta e peștele, e un pește cu dinți și cu cioc de rață, parcă. Interesantă specie de pește. Chiar mă uitam acum pe delimitările astea pentru cai. Avem lupoaica cu puii. Deci ei sunt foarte plini de simboluri și chiar și pe vârful turnului găsim lupoaica. Uite și aici și multe, multe alte părți. Lupoaica arată că sunt la bază romani și de acolo vine totul. Așa arată o parcare de scutere. Sau mai bine zis, dacă vezi atâtea scutere, știi că ești în Italia. Corect. Ia uite, de toate, avem de toate. Uite, ăsta e fain. Oh, ce fain e ăsta verde brotăcel. Și ăsta albastru e fain. Dar ăsta e comic. Noroc că am mâncat bine la prânz și numai ce am băgat o înghețată, că altfel muream de poftă acolo, pentru că am trecut prin niște mirosuri. Nu știu care e problema, noi încă procesăm ce se întâmplă în orașul ăsta. Toată străduța asta, nu toată, o bucată mare din străduță, e închisă. Și noi am trecut așa printre două semne din astea și ne-am dat seama că suntem ca într-o cantină. Toți oamenii sunt îmbrăcați adecvat, au niște eșarfe cu stemele pe care, echipei pe care ei o susțin și toți stau la mesele astea, mese aranjate, fețele de masă au stema echipei și nu știu, nu prea înțeleg, adică asta e un singur restaurant care a organizat o masă mare, sunt de la un hotel, nu știu cum se organizează treaba asta, cred că anul viitor mai venim o dată în Italia și ne alegi și noi o echipă pe care să o susținem. Eu votez pentru peștișor. Deși am văzut azi dimineață o stemă cu unicorn și aia mi s-a părut interesantă. E dimineață. Hai să mai facem o plimbare înainte să plecăm. Ne avem autobuzul spre următoarea destinație, pe care o să vedeți în vlogul următor, la 11:40. Avem de umblat pe jos cam 15 minute până la pas, așa că avem timp de o plimbare așa rapidă înainte să plecăm din Siena. Și vă mai punem și vouă câteva imagini din dimineața asta. Fanno bene, fanno bene le parole. Ionuții și-a găsit un nou crush. O zis că mă vinde. Pentru cum o cheamă, Alexandra? Amoroz. 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 Am ajuns în heaven. Așa umblă acum vorba pe TikTok. Când mergi și de după un colț apare cu totul fenomenal ceva. Asta vedem noi dimineața și seara și de fiecare dată când am venit aici în piața del Campo. Cu Torre del Manca, Man del Mangia. Foarte frumos, e mai puțin aglomerat în dimineața asta, arată foarte bine, avem și un... Și mai răcoare. Da, un polițist local care supraveghează oamenii așa, în pace, și merge să vă mai arătăm. Da, dar mai pe chill. În Roma erau cam prost dispuși. Erau mai activi. Aici... Adevărul e că erau la alertă 0 sau 1 sau nu știu ce... clase de alertă aveau ei, asta din cauza că noi stăteam exact lângă Palatul Deputaților, Camera Deputaților, și acolo era forfătă mereu, intrau camere, filmau imprenditorii, ieșeau, intrau, ieșeau, polițiotii blocau intrările, deviau tranzitul pietonal, ba, pe parte de construcția respectivă. Era multă activitate. Da. Complicated.
from the start, this might be overrated. Cât de bine auziți, dar undeva, fie în clădire, fie pe stradă, sunt niște oameni care bat tobe. Se pregătesc pentru nebunia care va să vină. Și noi mergem să căutăm. Cred că n-avem voie să călcăm. Auziți? Pe acolo cred că putem ieși. Foarte tare experiența, ne-am gândit că în ultima zi, chiar înainte să plecăm, prindem și o manifestație de felul ăsta. Cumva suntem geloși, pentru că sigur urmează mai multe. Cred că ar fi foarte tare să avem și noi în România ceva de genul ăsta. Practic, provincia Siena e împărțită în 17 zone, cortate, și fiecare zonă are o echipă. Și ia, priviți aici cum se manifestă, fiecare vine, au reprezentanța, au fanilor. Fanii au eșarfe, sunt îmbrăcați foarte frumos. Ideea e că din cele 17, doar 10 participanți vor fi la... Da, doar 10 participă. Poate undeva se fac niște calificări sau ceva, dar nu sunt toți 17, doar 10. Deci poate undeva se face o... Asta e finala, cine știe, nu știu. Dar e foarte tare tradiția, ceva interesant, ceva ce produce foarte mulți bani în zonă, categoric, toate hotelurile sunt pline, o grămadă de turiști, restaurantele, toată lumea face bani în perioada asta și e ceva benefic pentru economia orașului. Suntem la final de mini city break în Siena. De fapt, city break, pot să-l consider city break. Și ne gândim așa cât de surprinzătoare a fost experiența asta, pentru că ne-am așteptat să fie frumos, dar nu cred că ne-am așteptat să fie așa spectaculos și să ne impresioneze atât de mult Siena. Da, cam așa arată frumusețea orașului Siena, cum ați văzut-o până aici. Cel puțin cum am reușit noi să surprindem, că probabil că realitatea e foarte greu să surprinzi în câteva cadre. Dacă veniți în persoană, cu siguranță o să fiți mult mai impresionați de ceea ce se vede aici, de construcții, de păsărele, de înghețată, de oameni, de curățenie, de faptul că toată lumea e liniștită, e mult mai lipsită de aglomerația din Roma, dar e suficient de aglomerată ca să-ți dea impresia că e un loc căutat. Da. Este aici o stradă mai principală, plină cu magazine, care mai de care mai colorat și... Fiecare se întrece în cum să-și facă vitrina să arate mai bine, mai atractiv. Foarte mulți localnici au magazine. Chiar în fața noastră, coeria Fiorentina. Dar sunt și brand-uri care local. Nu le recunoaștem. E un brand local, aș zice, nu prea am văzut în altă parte, dar e clar că e ceva de calitate. Sperăm că v-au plăcut imaginile, noi o să ne îndreptăm spre următoarea locație și zice Ionuț că nu am menționat cât de interesant e să ajungi sus pe deal aici în Siena și să cobori jos pe deal. Vă închipuiți că Siena e pe un vârf de deal, da? Pe un delușor, și accesul se face dinspre Siena Nouă.
toate drumurile sunt jos. Și ca să urci aici pe deal, trebuie să o faci cumva. Dacă vii cu mijlocul de transport, cum am venit noi, mijlocul de transport în comun, trebuie să ajungi la o gară, gara principală, care are și stația de basuri acolo. Și spre surprinderea noastră a fost că... Intri într-un complex? Intri într-un centru comercial și de acolo urci. Și urci. Și urci. Parcă ești în metrou la Londra. Exact. Urci 4-5 nivele până sus în deal, nu se mai unde se află orașul. Rulante. Vechi oraș. Și toate astea, da, de pe o scară rulantă pe altă, de până la pe alta. O investiție foarte mare. O să filmăm la întoarcere. Când am venit eram mult prea obosit și n-am filmat nimic, dar la întoarcere, după ce terminăm aici monologul, mă rog, discursul în doi, o să vă punem câteva imagini ca să vedeți scările rulante. N-am mai văzut nicăieri așa, sincer, să urci. Plus că e interesant că îl asemănam eu cu Londra. Dar la Londra nu este lumină, că nu sunt geamuri, că e subteran la metrou. Aici vezi geamurile puse în diagonal, așa la unghi de... Foarte tare. De 45 de grade. Da. Și lumină, și multă lumină. Și tu tot urci. Deci, oare unde trebuie să ajungem? Încă uneori dai colțul, așa, treci colțul și iarăși scărul ăla. Nu se mai termină. Da, asta a fost experiența din Siena. Ne-a plăcut foarte mult. Vă recomandăm cu drag. Cum ziceam, așa ca să vă imaginați, îți dă un pic așa un aer de Scoția, dar într-un mod cât se poate de pozitiv, adică asta e o laudă, pentru că nouă ne-a plăcut foarte mult Edinburgh, Scoția. În Scoția n-am avut lumina pe care avem lumina, aici. Da, nu-i lumina, da, și căldura. V-am pupat, nu uitați să dați un mare like acestui video dacă v-a plăcut și să vă abonați, să puneți clopoțelul, ne găsiți și pe Instagram și ne auzim în curând din următoarea locație. Ciao, ciao. Aici erau scările, trebuie să ne credeți pe cuvânt, dar Google Maps ne-a dus printr-o altă traiectorie la întoarcere și n-am mai folosit scările, așa cum le-am mai filmat. Dar noi ne-am dus inițial pe acolo, înăuntru și urci până sus cu scările rulante. Să nu ți-ai țeapă cumva când ajungi în Siena și să o iei păruta de mașini, pentru că trotuarul urcă și trebuie să tragi după tine bagajele de vai de tine. Ne-am avut noroc acum că bagajele noastre vin pe rotiță și au venit tot la vale, doar le-am ținut în control. Dar când veniți, asta e stația de tren și stația de autobuz. Acolo e indicator spre Porta Siena. Se vede? Uite, ne-a ajuns și basul. Și mergeți spre mall, intrați în mall și după aia tot țineți scările. Și tot urcați. Cam asta e. Ne-a ajuns basul. Basul Flixbus e o alternativă foarte bună de a călători în Italia. Ieftină din calea afară. Am venit din Roma la Siena cu 5 euro de persoană. Mergem.